îi stimez ca mamă și le doresc sănătate mult. Dacă or fi ei sănătoși, cred că și eu pe lângă tâși. Dragii noștri, vă salutăm cu mare drag din satul Chișcărie, în Răinul Sângerei. Astăzi mergem să felicităm cu mare drag pe doamna Tatiana din partea celor dragi care hotărât să o surprindă mai deosebit cu cele mai frumoase daruri, iar noi mergem să vedem reacția și emoțiile. Surprize la ușa ta. Demonstrează-le celor dragi că sunt cei mai importanți din viața ta. Indiferent de locurile în care te va duce viața, indiferent cât de departe vei fi, vor rămâne amintirile frumoase pe care le creăm împreună. Livrăm dragoste, fericire și emoții. Pentru ca persoana ta dragă să se simtă importantă și iubită. Dacă iubești cu adevărat, distanța nu contează. Surprize la ușa ta. 069 033 222. Doamna Tatiana, bună ziua! Bine v-am găsit! Bine ați venit! Ne mai țineți minte? Oleac Park. Parcă da. Parcă da. Nu, un an și nu doi am fost. Am fost câțiva ani la dumneavoastră. Dumneavoastră în tot anul ați fost, da? Da, da. Și venim de fiecare dată cu noi emoții, pentru că de fiecare dată cineva îmi dorește să vă surprindă și să vă spui că vă iubește. Pentru că meritați tot ce este mai frumos și o să încep cu acest buchet de flori, gingaș, pentru că este pentru dumneavoastră. Și am înțeles că dumneavoastră sărbătoriți două evenimente importante, da? Corect sau nu? Da. Dar cum a fost calculat așa? Ai 8 martie și ziua mea. Ce calcul aveți că s-o primit așa? De ziua femeii v-ați născut? Nu știu, mama, cred că așa. Sau în cinstea dumneavoastră a pus 8 martie? Nu știu. Acest buchet este pentru dumneavoastră, cu mare drag. Aici am o tortă, o tortă delicioasă, îmi descrie la mulți ani scumpa noastră, mă rog mult. Și nu este tot pentru că am un coș cu de toate. Aici am un coș cu dulciuri, am un coș cu fructe și desigur șampania este pentru dumneavoastră. Mulțumesc. Să nu lipsească. De la cine ai venit, cum credeți? Cine v-a făcut această surpriză frumos? Este un mesaj frumos, dacă mi-a dat voie să dau în citire. La mulți ani, mămică, scumpă și dragă, fie ca orice zi să fie minunată și unică. Să te înconjoare mereu oameni dragi, îți dorim să rămâi la fel de frumoasă, tânără, veselă și activă. Ești cea mai bună din lume, te iubim. Acest mesaj este pentru dumneavoastră și aceste cuvinte și aceste cadouri vin din partea celor dragi. Vin din partea celor dumneavoastră, Lenora Corina și nipoții Bianca și David din Italia. Mulțumesc frumos! Așa că vă iubesc foarte mult. Mulțumim. Și au venit cu cele mai frumoase. Le mulțumesc frumos și îi stimez ca mamă și le doresc sănătate mult. Dacă or fi ei sănătoși, cred că și eu pe lângă tâși. Da, am venit de la ficiorul dumneavoastră, Oleg și Nora. Corina, care vă iubește foarte mult, se află acolo undeva ei în depărtare. Am înțeles că ați fost la ei, da? Da. Mi-au spus că au fost la ei și ei toamna au fost la dumneavoastră, da, să da, vă viziteze. Ei au făcut, da, această surpriză. Ei mi-au spus să vă transmitem aceste daruri și aceste emoții frumoase și aceste lacrimi care merg pentru dumneavoastră. Iar noi venim cu sincere felicitări pentru dumneavoastră. Vă dorim tot ce este mai frumos. Vă dorim să aveți de toate, să fiți sănătoase, să aveți o revedere cât mai curândă cu cei dragi. Da? Domnul Iisus și-a dorit să ne dea așa. Noi sperăm la multe, dar Domnul, dacă să ne dorească și să ne împăiască, să avem de toate. Le lăsați ceva frumos aici, în cameră. Eu vă mulțumesc frumos, Corina și Oleg și David. Vă doresc multă sănătate și multă fericire și vă mulțumesc din suflet pentru darul care mi-l faceți